Vă salut! Am revenit cu filmuleț. Suntem la stupină din nou. Așa cum vă spuneam în filmulețul trecut, albinele au început să aducă polen și e foarte bine. E foarte bine, eu nu le-am dat, v-am spus, nu le-am dat turtă proteică și au nevoie de polen. Au nevoie de polen și dacă le puneam, nu era mare avantaj, pentru că deja ele au început și polenul din natură nu, adică cel artificial nu egalează pe cel din natură. Așa că asta e situația. V-am spus că eu mă apuc să le fac control, da? Să vedem ce este înăuntru. Azi e cald și am zis că e foarte bine să mă ocup de lucrul ăsta. Am făcut câțiva în spate, am găsit și probleme. Stup mici, stup fără matcă, am găsit unul chiar era foarte bun. Era 5 rame full de albină, da, și fără matcă. Avea boci, deci avusese matcă, dar asta este. Ce vreau să vă arăt? Ia uitați ce fac eu acum. Eu le iau hârtiile de deasupra. De ce? Pentru că au început să roadă la ele. Am mai găsit și în spate, la care m-am uitat și am zis să vă arăt, că v-am spus, vă arăt tot ce fac la stupi. Deci ăsta este 2, 4, 5 rame, are albină suficientă, turta deja a luat din ea, mai e foarte puțin, că pe dedesubt e mâncată, deja se vede că, uitați, este mâncat din ea. În câteva zile asta o ia, pentru că a fost mult până a ros punga. Eu nu le rup punga. Da? Ia să vedem cum țin eu telefonul. Da, o să iau turta. Deasupra, v-am spus, turtă de apifonda. Apifonda, nu o să mai iau altceva, alte prostii. Da? Are albină până pe ultima ramă, deci nu o să-i scot, nu o să-i scot așa. Ia uitați, are și puiet. Are puiet, dar nu foarte mult, ce m-am uitat și la cei din urmă. Nu are foarte mult puiet. Da. Hrană, coronițe mai au. Am găsit câțiva mai slabi de mâncare. Dar ia uite, are puiet și aici. Și ouă. Matca nu o văd. Sunt și cu o mână, e greu. Așa, deci ce le-am făcut? Ce le-am făcut, ca să vă spun și dumneavoastră, deci le-am luat hârtiile deasupra, le-am pus folie, turtița deasupra și cei care am văzut că au ros hârtiile și au trecut după diafragmă, le-am descăpăcit o ramă cu miere. Da? Deci le-am descăpăcit o ramă cu miere, am din cei care sunt mai mici, care mai am eu pe la rezervă, nu am foarte multe. Din păcate, anul trecut am rămas fără multe rame. Și descăpăcesc. Descăpăcesc câte o ramă cu miere, o jumate. Nu toată ramă, și pe o parte și pe alta. O jumate și cam asta fac. Verific dacă are matcă. Dacă are matcă, are pontă, e ok. Nu stau să caut matca, cu toate că le-am marcate. Dar asta fac. Deci ca să știți, v-am spus că o să vă prezint tot ce fac.
Situația e bună, e cald. V-am spus, nu are foarte mult puiet. În alți ani, la data asta, avea câte 3 rame de puiet. Da? Stupii mei anul ăsta sunt un pic mai slabi față de alți ani, dar măcile sunt tinere, o să pornească. Deja am văzut că au luat câte o ramă plină. Adică nu... nu au luat decât peticele așa. Deci au luat rame pline. Da, deci asta se întâmplă la noi la stupină. O să revin cu alte filmulețe. Ce fac? V-am spus că vă prezint. Vă salut, vă doresc numai bine.